Ce au, rănică? Ce au? Domnilor, și domnilor, după o mică, nicâte luni are acolo? Mie Nutella. După o mică retrospectivă făcută de Nelson Mondialu, în 10 minute, după ce am servit o porție de mămăliguță cu brânză, mâine îmi faci tăiței cu pezmet și cu zahăr. Da, sare în ochi buni. Dând o geană peste anumite postări politice. Vorbește mai repede, parcă ești în reluare. Și dând o geană în original, în anumite țări din vestul Europei, nu le mai spun pentru că ați văzut în clipuri, am ajuns la o concluzie. O concluzie foarte, foarte interesantă. Ce zici, Bot? Cam la ce concluzie am putut eu să ajung știind și cunoscându-mă ce minte și creier luminat am? Tata, bineînțeles, sigur că da, bandit! Deci, domnilor, români din clasa socială păduți, adică muncitorii de rând, coborând de la muncitorii de rând în jos, excludem, deci din clasa socială excludem nu clanurile, oamenii descurcăreți, cămătarii, ciorditorii, înțelegeți voi cum stă treaba. Deci, am ajuns la concluzia următoare. Ținând cont de reprimentul adoptat în situația calendaristică din drepturile omului, am ajuns la concluzia că în următorii 10 ani omul de rând își va vinde locuința și, bineînțeles, prin atragerea magnetizată, exact ca și cum arunci momeala la pește, băncile, oamenii își va băga banii în bănci. Și ei zice că din sucursala aia își va plăti chiria din banii vânduți pe casă sau apartament. Înțelegeți voi cum stă treaba? Eu așa am ajuns la concluzia asta. Pentru că nuțile de plată care vin deja la facturi depășește orice limită de salarizare. Și atunci am o singură întrebare. Dacă noi suntem în Europa și trebuie să acceptăm condițiile europenilor, Bruxelles, ce ne impune nouă, atunci de ce noi să nu fim exact ca cei din Europa? Nu vă dau exemple, că nu are rost. De ce să nu mâncăm și noi o mâncare bună din supermarket? De ce să nu mergem și noi cu mașina pe stradă fără a ne fi frică că luăm o groapă în primire? Fără a ne fi frică că lovim pe timp de noapte un pieton care circulă pe stradă fără să aibă o geacă fosforescentă, bine zic fosforescentă, sau o trecere de pieton luminată fosforescentă. Nu intru în alte subiecte. Eu am pus întrebarea asta spunând de ce. Bot. Dă-i răspunsul. Ia zi. Ce? Păi nu l-am dat gâț. Hă? Nu. Păi cum nu l-am dat? Păi am dat. Tu zi concluzia. Zic concluzia că sting lumina, nu sting lumina, că vreau să-ți văd ochii mijând. Și te pui în
poziția știucă. Cheta ta? Știucă. Știucă, visez mult. Vine aici, apâța mea. Spune mama. Băi, oameni, și eu vă spun, gândurile sunt gândurate. Gândurile sunt gândurate. După cum v-am spus, nu mai încercați să vă lăsați muierile gravide, că aduceți năpastă pe copiii voștri și vă vor blestema. Se va ajunge ca copiii voștri să spună: Doamne, mamă, de ce mi-ai dat viață? Deci nu să mai fie ca pe timpurile comuniste, când se cânta: îți mulțumesc, tată, că mi-ai dat viață, îți mulțumesc, mamă, că mi-ai dat viață. O să fie destrăbălare în buzunare. Înțelegeți? Băi, prietenilor, bă, ascultați de Nelson, că Nelson e lumina perfectă a înțelepciunii. Doamne, fel cât îmi trece prin cap, dar de unde, Doamne, mi le dai astea? Doamne, de unde mi le dai astea, Doamne? Doamne, cum faci cu mintea mea și cu ideile astea de mi le scoți în relief în halul ăsta, Doamne? Doamne, băi, și oameni, și de vă mai spun ceva. Măi, oameni, de vă mai spun ceva, nu mă credeți. Deci, în ultima vreme am avut, dar nu, mai bine vă zic în alt clip, mai bine că nu vreau să combin salata de fructe cu castraveți murați. Înțelegeți? Nu vreau ca să le combin salata de fructe. Ce mi-ai pus aici a gât? Mi-e întrebe perină din asta de 4,5 milioane. Ce mi-ai pus mie aici? Ele de săraci. Plapumă de săraci. Perină de 4 milioane. Adică e tata aveța o mondială. Înțelegeți? Fâlfăiaște, fâlfăiaște când pun capul pe ea. Nu știu cum să procedez și cum să fac, pentru că nu am putere și forță supranaturale să știu ca și Dumnezeu pe pământ, când o sufla și-o făcut pământul, o sufla și-o făcut apile, o făcut cerul. N-am puterea asta, că Vlad Țepeș să moră dacă nu s-ar cruci. Ce îs capabil eu să fac? Deci, domnilor, consecințele vor fi grave. Consecințele vor fi grave. Măi șoricilor, măi copii de la școală, măi șurecarilor, măi, ascultați pe tata, măi. Nu băgați numai prostiile în cap, băgați și lucrurile bune, care vi le spun eu. Pentru că eu sunt autoștiutorul Nelson Mondialu. Nu există vrăjitoare, nu există vrăjitor, nu există clar văzător, nu există vizionar să poată să mă depășească. Dă-l mai încet, amuloam, ne-ai ca română cu asia drumul elefanților, că te uiți la sugacii ăia, să mă depășească pe mine mental. Înțelegeți? Deci, domnilor, viziuni am, înțelegeți? Tata are viziuni. Vi le-a spus că nu, astea nu vin iar și ia pe bandă rulantă. Astea numai, uite-te și acum când am fost în Italia, înțelegeți? Am lovit un joint, am servit un bulgăraș,
de-aia viziune. Măi, oameni, de-aia viziune ce-am avut, mâncava-și Dumnezeu să vi-l mânc. Măi, măi, oameni, umblăm pe apă ca Iisus Hristos. Măi, oameni, umblăm pe apă. Măi, voi nu mă credeți. Umblam pe apă și nu mă udam. Da, auziți? Nu vreau să vă zic că râdeți de mine, ziceți că zbolând. Dar vă știți că eu nu zbolând. Înțelegeți? Oricum, domnilor, pe plan social, luat, dacă vreți și pe plan mondial, eu pot să dau temă și discurs la orice instrumentare. Mă, voi nu vă dați seama ce... Ascultați clipul încă o dată și ascultați ce cuvinte perfecte am, ideologice, care cuvintele astea o să se... Numai așa că nu mi le ia ăștia acum. Înțelegeți? Astea sunt cuvinte care o să intervină în textul românesc cam peste vreo 20 de ani, dacă mai existăm. Deci ce cuvinte, domnie, fer și apără, că și eu când ascult clipul m-am ninunesc, de unde atâta deșteptăciune, că eu de-abia am 10 clasă și aia letrasă ia și aia în ea. Cu câte un cartuș de Kent, cu câte un din ăla Amigo, din Nes, înțelegeți voi cum stă treaba, Nesu, bandit, sigur că da. Nu știu de unde. Sunt să vă anunț că poate trec la un antrenament drastic. Trec la un antrenament drastic să pot să slăbesc cel puțin 10 kg. Cel puțin 10 kg să pot să slăbesc. Ei, voi vă dați seama câte costume am. Ce-ai băut? E? Voi vă dați seama câte costume am și câte părere de bugi am și tăte de filmă. Păi în dulapul meu nici n-are rost ca să vă spun că știți că am haine de cel puțin 40-50 de mii de euro. Bine, mă. Cum Dumnezeu să fac să slăbesc? Îmi place carnea. Îmi place la nebunie. Îmi place la nebunie chițu. Uitați-vă, simpatie și frumusețe. Vă țuc.